Ne-a uitat prietenii zi, Dacia 1100, cum arată. Încă mai există așa ceva? Ia uite, Dacia de colecție. Salutare prieteni, vă salută Cristi Marin. De departe și nu din București, vă las pe voi să ghiciți în continuare. Ce faceți? Sunteți bine? Sănătoși? O să fac și filmări de pe aici, de prin zonă. Mă bucur că v-au plăcut filmările cu peisajele pe care le-am filmat, de pe unde am fost. Hai, bam, caut o casă cu pariuri, o să văd dacă pariez și eu ceva în seara asta. Adică pentru seara asta. Filmez și eu din oraș. Frumos orașul, prieten. Prieten, glorie eternă eroilor patriei. Deci porumbei. Porumbelule, ce cauți aici? De Hotel Continental Forum. Vasile Goldiș. Uitați, prieteni, unde am ajuns. Aici, la primărie. Primăria Arad. Uitați, tramvaiul. Frumos prin centru pe aici.
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Ce să fac și eu, prieteni? Mă prind și eu pe aici pe la kilometru... cât? Kilometru zero. Deci, în Arad. Primărie. E o vreme excelentă, prieteni, cu răcoare. Aseara a fost o vizelie, dar a trecut repede. Terasă mișto aici. Și clădirea asta, prieteni. Monument istoric, biserică, cult evanghelic, Bulevardul Revoluției, municipiul Arad. Drăguțe pe aici în oraș. Shop. Uitați, prieteni, stânga Belgrad, Budapesta, centura Nord Arad, în față gara centrală, aeroport Oradea, stânga București, centură Vest Arad. Interesant, spre Belgrad și Budapesta. Uitați, prieteni, biserică, catedrala din Arad. Catedrala din
Arad, prieteni. Asta cred că e parcul Pădurice, prieteni. Așa mi-a apărut minunțea pe telefon. Asta cotura asta. De fapt, lacul Pădurice. Și oricum e și un parc aici, chiar lângă catedrală. Mers spre Mureș. Nu s-a spus ce am găsit aici. Clădire vechi, casă veche. La plimbare, prieteni. Încă n-am găsit o casă a pariurilor. Știam una pe aici, dar să vedem. Am ajuns pe bulevardul Decebal, prieteni. Și pe 1 decembrie, intersecție. Să nu te speri, e accidentat, nu știu.
ajuns pe Mureș, prieteni. O să merg pe pod acolo. Ia uite, scrie, s-a rupt un copac aici de seară, când a fost bijelie. S-a rupt din asta. Aici am fost și anul trecut, prieteni. Chiar de Paște. Vă mai aduceți aminte? Ia uitați aici. O să joc și șah. Ia să mutăm. Ce să mutăm? Calul, prieteni. Sau, ia. Ca să nu sunt puse bine aici. A fost bine acum, în care să fiu eu. Ia să fac o pauză. Prieteni, interesant, prieteni. Chiar interesant. Asociația Rubiu. Hai să mai mutăm o dată calul și pe ăsta negru. Ia. Nu. Ia uite, poate să ia vecina. Dar nu e eu. N-am unde să o pun. Se iau vecina? Asta sunt valpele și câștigul negre. Ce și cu altul, mi-am luat un cal intenționat, nu? Dar acum, pe data viitoare, prieteni. Deci eu mi-am făcut treaba, am jucat cât am putut, 2 minute, să facă și alții continuare. Hai, bam, bam. Chiar e frumos să-mi arat, prieteni. Îmi place. Flori, verdeață. Am spus că a fost bijelie în seară? A fost. Ne-a jucat România. Ia uitați aici. I love you. Arad. La bancuțe aici. Vedeți? La bancuțe. Și aici pe podul
îndrăgostiților, ca să zic așa. Restaurant Belvedere, prieteni. Acolo am fost acum câteva zile, la restaurant acolo, și am mâncat mici și cartofi prăjiți pe malul Mureșului, prieteni. Ce seamănă asta cu unde a fost el? Oregon? Mă aveam ce-ți aminte? Tot așa, eram pe pod și era un loc de apa tulbure acum. Multe lăcățele pe aici. Am pus și eu niște lăcățele pe aici. Dar nu mai le arăt pentru că voi mi le luați. Ia uitați aici. Lăcățele, lăcățele. Ia uitați, prieteni, aici. Lăcățele peste tot, prieteni, vedeți? Și camera funcționează. Aici este și un strand. Uite pe acolo pe undeva. Am avut câteva pește, prieteni. Se poate da și la pește. Prieteni, am ajuns în Arad. Astăzi fiind duminică, 23 iunie 2024, mă plimb cu treburi. Bam, bam. Până la primărie pe aici, prieteni. Și Universitatea Vasile Goldiș. Vedeți? Și Aurel Laicu. Mai universități pe aici, prieteni. Primărie 1874-1876. Municipiul Arad. Frumos, nu? Prieteni, ce mai spuneți de la din Severin? Încă îl credeți? Credeți pe scrocheriile lui? Minciunile lui?
a scotizat cu bani pentru Ionica. A? Pentru Ionica. Sunteți atât de fraier încât să donați? Ia spuneți voi. Nu mai faceți donații, că nu-i faceți pentru Ionica și faceți pentru ăla din Severin. Pentru un mincinos care nu poate dovedi nimic. Nici că femeia aceea ar fi mama lui Ion, niciodată am avut dreptate. Nici că o să facă lui Ionica două camere în nu știu ce curte. A unui patron. Vrăjeală. Minciun, prieten. Voi ce credeți? Dacă mai dați mesaje de astea că îl susțineți pe... Așa mai bine nu mai le dați, că nu mă interesează. Înseamnă că dacă susțineți un mincinos. Hai, bă, asta este biserică catolică. Poate așa am înțeles. Scrie în ungurește acolo.